Zilnic, navele militare românești ies pe mare și supraveghează situația, gata să intervină în momentul apariției unei mine în derivă. Sunt cercetate rutele comerciale, dar și căile navale de acces în porturile românești. Vorbim despre mine de contact. Acestea se activează în momentul în care o navă, o embarcațiune, orice mijloc plutitor intră în contact cu această mină și avem de asemenea mine care sunt plantate la adâncimi mai mari, pe fundul mării. Acestea sunt mine de influență. Zona cercetată însumează 30.000 de kilometri pătrați, adică dublul suprafeței Dobrogei. Echipajele simulează zilnic situații reale cu mine explozive sau scene de război naval. Posibil mină marină în relevment, proba babor 30 de grade. Tot mașina, cârma bandă dreapta. Alertă de luptă, echipajul trece în SPL-1. Când minele marine sunt descoperite plutind în derivă, sunt raportate imediat. Apoi, scafandrii de luptă sunt chemați să le distrugă, iar militarii montează dinamită în prejurul lor. Aceste cantități variază în funcție de tipul minei. Nu este o încărcătură standard. Poate să varieze de la 3 kg până la 9 kg. Apoi urmează simularea de conflict naval. Un avion de luptă joacă rolul inamicului, care se apropie nepermis de mult, iar pe vapor se dă alarma. Foc asupra țintei. Nava Puitor este cea care acum 5 zile a neutralizat o mină la circa 70 de kilometri de capul Midia. Dispozitivul exploziv fusese descoperit din întâmplare de un pescador.